bine v-ați găsit și bine ați venit la un nou video clip. Astăzi vom face ce crede partea a treia. Da, fraților, astăzi vom face partea a treia. Ne aflăm la destinația unde am ajuns noi în partea trecută. Suntem aici în Citadelă. Acolo plouă, deci nu trebuie chiar să ne panicăm, este noapte. Cred că s-a oprit ploaia, sincer. Însă, ce mai important este că a venit vacanța, fraților. La mine a venit vacanța de vară, așa că vreau să aud și eu pe comentarii dacă la voi a venit vacanța voastră de vară sau nu. Ok, hai să nu mai stăm la discuții și hai să alegem avionul nostru. Da, tot rămâne la calculator aici, rămâne alături de noi. Acum o să mergem cu un avion cu elice, fraților. Ce sunt avioanele astea cu elice? Ei bine, avioanele astea cu elice circulă un pic mai puțin. Am văzut avioane de-astea Taron cu elice și mi s-a părut interesant, doar că ei sunt foarte mici și au o mică încăpere, sincer. Dar aceste avioane cu elice doar circulă în țara lor, adică n-ai ce să faci nimica. Ok, hai să... selectăm și mergem spre... Bă. Ok, către Rolou o să mergem episodul următor, dar nu l-am cumpărat, așa că o să încerc să îl cumpăr cât de repede pot eu. Deci mergem la Los Angeles. Avem de-astea de business class. Ok, stai, ce punctul mai rog. Ok, aici da, îl lăsăm așa, asta e. Dar în curând putem să ajungem la business class. Ok, o să alegem pe ăștia. Ăștia sunt cei mai... Aoleu, trebuie să caut cineva care este în aeroport. Aaa, nu e nimeni. Hai că lucru fără pe unul. Ăsta o să ne ajute să terminăm mai repede zborul. Ok, deci mi se pare că trebuie să mergem la poarta a doua. Ok, Robloxia Air. Eu am aici la calculatorul. Ne merge pe de Los Angeles ăla. Vine din Robloxia. Da bine, o să apară și mai multe zboruri lungi. Cred că e acolo. Hai să mergem aici ca ajungem și mai repede. Am ajuns. Uite, Los Angeles. Aici avem noi compania noastră minunată. Acolo este American. E o companie din dacă are business class, dar nu are companii de-astea pe scrise pe ele. Ok, deci, fraților, cam așa arată aeroportul acesta cu elice.
Arată foarte interesant acum, mai ales că în trecut l-am văzut așa, praf un pic. Doar că acum este și mai bun acum. Adică uitați-vă și voi cum arată. E efectiv. Deci avioanele încep să devin din ce în ce mai frumoase. Însă la finalul videoclipului aș vrea să dau și o notă la acest avion. Cu elice. Ok, hai să îmbarcăm pasagerii. Închidem acolo la pilot. Aici este o toaletă. Și așteptăm pasagerii, fraților. Bun, a venit prima pasageră. Bun, a venit și ea, și ea, și el. Da, o să avem mulți pasageri, dar ne-am cumpărat noi un ajutor. Dar stai un pic, ne ajută ăla? Sau vine? Vine ăla? Sau trebuie să ne descurcăm singuri? Dacă nu vine ăla, trebuie să mă descurc singur, zice. Cât de mulți au venit! Hello, ladies and gentlemen, this is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. Welcome aboard! Ok. Eu n-am zburat niciodată cu un avion de elice. Bine, doar în joc am zburat cu realitate nu. Vă frumos. Avem mulți pasageri acum. E timpul să închidem ușile. Uda cum se închide. Deci închidem în timp. Și o să stăm acolo în... Ba nu, o să stăm în față, bă. O să stăm în față, fiindcă mie îmi place mai mult în față. Așa că... Haideți să începem aventura spre Los Angeles. Da, avionul acela e mare. E mare avionul. N-am ce să spun. Eu dau nota 7 la el. Da. Iau de United American. Dar era și un avion hawaian. Nu știu cât e ăla. Oh, maleu. Cum și plouă. Bine, este din dimineață, doar că plouă, fiindcă este acoperit cu nori. Și, însă, fraților, obiectivul meu pentru vara asta este să ajungem la suma de 300 de abonați, așa că nu uitați să dați like la acest videoclip dacă mai vreți să facem partea a patra, fraților, că partea a patra o să fie un fire rău de tot. Să avem un avion și mai mare decât acela cu elice. Are vreo 26 de pasageri, că da. Nu înțeleg de ce trece de linie, adică... Da, ei trebuie să meargă regulamentat pe linie, doar că ei nu chiar merg pe linie. Când virează, așa și așa. Ce atunci? Aba nu, cred că e într-o formă, e într-o formă de dreptul și de aia. Ok, și aici e pista. Un aeroport mic. Flight attendants, please be seated for takeoff. Acela. Doar că sperăm să ca aeroportul din Los Angeles să fie mare. Eu sper ca la Tokyo să fie mai mare, că Tokyo e un aeroport mare. Dar cel mai mare aeroport din lume aici, în realitate, este una din Arabia Saudită. Da, da, sunt bogați arabi. Trebuie să avem grijă că putem să avem și un emergency, chiar. Trebuie să avem grijă. Trebuie
trebuie să avem grijă la pilot, că poate să se întâmple ceva la el. Poate să aibă rău, dar nu știu. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. Okay, stai un pic. O să începem un pic. Aici, da, o să dureze un pic mai mult în videoclipul, fiindcă avem mulți pasageri și nu mai pot efectiv. Ok, would you want to eat? Chipsuri, ok. Acum hai să vedem ce vrea de băut, o să luăm așa, așa pe rând. Da, o să dureze cam mult. Ok, would you want to drink? Ah, Coca-Cola, Coca-Cola! Țineți minte în precedentul episod când o fată mi s-a făcut rău? E bine, trebuia să bea apă ca să nu se întâmple asta. I-a spus doamna aia să nu mai bea prostii de-astea de băuturi. Ok, era chipsuri. Hai să vedem ce vrea ea. Chipsuri, ok. Hai să vedem ce vrea de băut. Aoleu, am răspuns greșit. Bine, water. It's perfect water. A, nu vrea. Cred că are la ea, sincer. De-aia ce vrea. Cred că, dar nu știu cum se spune în română. Cum se spune? Ok, chipsul. Thanks. Thanks. Ce vrea ea de băut? Aoleu, Coca-Cola! Să baneze Coca-Cola! Să baneze Coca-Cola de la euro! Aoleu! Cineva să baneze Coca-Cola de la euro! Chips, classic chips. Ok, hai să vedem ce vrea ea să mănânce. I'm fine. Ok. Atunci, de băut. I'm ok. Apă. Asta nu vrea! What? Ok, would you want guinea pig? Perfect. Și vrea avea petanuț. Ok, ce vreau eu să mănânce? Ok, nu vrea. Aoleu. Would you want anything to drink? Ah, nu vrea nimica. Ok. Deci dacă fata aia mă înjură, știți ce o să-i fac. O să se întâmple ceva rău de tot. Nimeni nu poate să-mi spună că eu... Nimeni nu poate să înjure la mine. Nimeni nu poate să înjure la mine. Chips! Chips! Ok, hai să vedem. Fata aia. Mai primit de chips. Bă, nu spune corect.
Okay. Trying to fit the ring. I bet the nudes! It's not best to go to the playa. So, now I'm going to go. Give me the Coca-Cola fam. What? Nice, okay. I still just want a pataya. Bați văzut și voi ce a spus? Ați văzut și voi ce a spus? Bă, fraților, ați văzut și voi ce a spus? Ați văzut și voi ce a spus? Cuvânt urât. Doamne, ferește. Cineva să înjure la mine, e normal așa ceva. Bă, frații, o să nu jucați la nimeni în avion. Bă, dacă faci asta, a gris ceva rău. Bă, dar ce a spus, frate? Uită-te și tu la urățenia aia de fată, uită-te și tu. Doamne, stai un pic, mă găsești. Uite, găsesc ceva. Găsesc eu ceva? S-o pedesesc un pic? Să și veți lecția. Doamne. Ia. Doamne, ferească. Ia. Fiți atenți. Poate spune iarăși. Fiți atenți. Deci, îi dau eu. Fii atent. Aici. Ok. Bine, deci fata aia trebuie să fie judecată. Fata aia trebuie să fie judecată. Fata aia trebuie să fie judecată. N-are voie să spui așa ceva la mine. Vreau să nu faceți așa ceva. E în regulă? Ia, băiatul ăla, a greșit. Nu te intru? Ok, spune. Ok, nu vrea nimic, ca? Uși vrea nimic, ca? Ok, vrea apă. Here is your water. Ok, bine, și ea. Chips pentru ei și apples pentru ea. Ok, o să terminăm și aici, hai să vedem ce vor ei. Bă, am văzut un avion. Am văzut un avion! Fraților, ați văzut și voi? Dați un pic înapoi să... Dați un pic înapoi că... Am văzut un avion. Diferit. Thanks. Would you want in Pinto Georgic? Okay. Cafea. Nu știu dacă. Ok, ea nu vrea nimica, ea vrea cricket. Bun. This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and will be landing soon. Thanks for flying with us, and we hope to see you again soon. Okay, I could serve them. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Aveți grijă cum răspundeți că... Trebuie să aibă grijă la vorbit. Thank you! Thank you. Okay. Where's the name?
Thank you very much. Ia ce spune Pattaya. Thanks, fam. Thanks, fam. Ok, haideți să vedem ce spune Pattaya. Nice, ok. O, e cineva cu un bebe. Bun. Ce baia. Thanks. Thank you. I appreciate it. Thank you. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Okay, que que hay en regulo? No. No, 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 no. Tu te sus! Ah, a intrat cineva. Prieten al meu? Fix când eu filmam! Haide, așa. Ok, ea n-are centură. E doi. Sunt în regulă. Ea este în regulă. Nu pe, nu pe, nu pe, nu pe. Ok, Pattaya. E în regulă. Ia stă pe tetul. Ok, să vedem ce... Ok, nu. E în regulă și... da, are centură. Sun. Ok. Ah, de ce nu prind? Los Angeles. Cred că spun bine. Ah, de ce nu-mi prind? Ok, hai să ne așezăm aici. Mai să ne aterizăm. Mai am puțin. Ok, trebuie să avem grijă. Bam, mam, 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 mam. Aoleu, aoleu. Doamne, ce aterizare. Boeing 747-400R. Ai greșit, trebuie să spui R. A-I-R. Aoleu, vin odată, continuu! Mereu. Bă, am reușit și vă ajutor aici. Bă, dar la avionul mare n-am nicio șansă să dureze o oră să fac asta. Ah.
Ai, 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 ai. Ali, ali, Passou até um avião. Ce avion e? Am văzut un avion în spate. Am văzut un avion în spate care aterizează și el. Fix după câteva secunde trebuia să aterizeze și ăla. Serios. Deci la ce poartă? La ce poartă? Băi, foarte... Băieți, să știți că e foarte tare jocul, n-am nicio idee. Cât de tare este, trebuie să vă imaginați. Uitați-vă cum arată orașul efectiv. Arată genial, rău de tot. Ok, se pare că s-a făcut ziua. Haide! Am ajuns la poartă. Acum am ajuns la poartă. Un pic de log. Bun. Hai. Bun, la revedere. La revedere tuturor pasagerilor care ne-ați fost alături de noi. Bun. Terminat. Și unde sunt piloții? Au plecat și ei. Hai, e timpul să le luăm la revedere de la avionul nostru cu elice. Și următorul episod vom face un alt avion, dar și mai scump de atât. Adică, e mai mare. Dar ceea ce oh, e British Airlines. Nu știu de compania aia. Ok, e o muzică genială, vreau să spun. That's $10,000! Sau eu. $10,000. Și cam acesta a fost episodul nostru, a durat vreo jumătate de oră.